Timp de două zile, vineri și sâmbătă, în sala de sport de la școala gimnazială Nanu Mușcel din Câmpul Lung s-au desfășurat meciurile turneului 3 din cadrul campionatului național de volei feminin Speranțe. Clubul sportiv Mușcel Câmpul Lung a avut două echipe în competiție, ambele pregătite de antrenorul Adrian Mihailă, iar alături de ele la acest turneu au mai fost prezente Extrem Pitești și LPS Viitorul Pitești. Meciul direct dintre cele două echipe mușcelene, programat sâmbătă dimineața și din care urmăriți aceste imagini, s-a încheiat 3-0 în favoarea fetelor de la CS Mușcel 2, plan apropiat. Pe seturi a fost 25-12, 25-13, 25-6. Conform calculului hârtiei, turneul a fost câștigat la pas de CS Mușcel 2 Câmpul Lung, 3-0 cu Extrem Pitești, 3-0 cu CS Mușcel 1 Câmpul Lung și încă o dată 3-0 cu LPS Pitești. Echipa cu obiectiv calificarea la turneul final și implicit câștigarea unei medalii a avut la acest turneu un lot format din 10 jucătoare: Eliza Badea, Beatrice Mângâță, Mara Șerban, Emma Bălan, Ioana Stoica, Ana Zafiu, Daria Grozescu, Ana Budrigă, Irene Moiceanu și Daria Bragă. La polul opus, CS Mușcel 1 Câmpul Lung a înregistrat 3 înfrângeri: 0-3 cu LPS Pitești, 0-3 cu CS Mușcel 2 și 1-3 cu Extrem Pitești. Iar pentru acest turneu, antrenorul Adrian Mihail a avut la dispoziție 12 jucătoare: Daria Boarță, Rebecca Păunescu, Bianca Mitu, Sara Savu, Giulia Nonoșel, Teodora Coman, Miruna Mitiriță, Casiana Zgârdea, Ioana Angel, Ariana Ilinca, Ioana Răducu și Alexia Ștefănescu. Să mai spunem că meciul dintre reprezentantele municipiului Pitești a fost câștigat de LPS Viitorul, scor 3-1.